Cimitirul militar român din Sulțmat este loc de pelerinaj pentru mulți dintre românii care locuiesc sau vizitează Franța. După 1989, oficialitățile statului român, dar și ale bisericii noastre, au vizitat Sulțmatul, au discutat cu membrii Consiliului Municipal, au depus coroane de flori și s-au rugat pentru cei morți. Vă prezentăm imagini din timpul vizitei în albra Sfinției Sare, Serafim Joantă, mitropolitul ortodox român al Europei Centrale și de Nord. Și vă lăsăm pentru câteva momente să trăiți atmosfera emoționantă, plină de bucurie, dar și de pietate, a slujbei de pomenire a eroilor români. Români din întreaga Franță s-au adunat la Sulțmat, au aprins lumânări, au pus flori, au cântat și s-au rugat. Au fluturat tricolorul românesc. Cimitirul s-a animat ca în zilele de mare sărbătoare. Pentru prima dată în istoria acestui cimitir nu s-a mai slujit, deci aici, niciodată o sfântă liturghie. S-au slujit parastase, pomeniri ale soldaților îngropați aici, dar nu s-a făcut niciodată o sfântă liturghie pe acest loc. Cred că prin aceasta noi, cei de astăzi, smeriți, neputincioși și păcătoși cum suntem cu toții, intrăm în istorie prin faptul acesta. Binecuvintează-n al preasfințite Părinte pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Dumnezeu pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului și întru tot lăudatului Apostol și Evanghelist Ioan, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă spre primirea Evangheliei iubitului său Fiu, a Domnului nostru Iisus Hristos. Că aici și tuturor eroilor și martirilor neamului nostru și așează pe toți în loc luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și sus de oameni, iartă-le lor! Soarta prizonierilor de război este întotdeauna în mâinile celor care i-au capturat. Învingătorii își arogă dreptul de viață și de moarte asupra lor. Nu debilitatea fizică, ci frigul, foamea, epuizarea au fost cauzele morții acestor români. Ei nu sunt simpli prizonieri, ci eroii noștri, martirii noștri.